Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Încă tremur și sunt palid pentru că doar ce m-am dat jos din Tesla Model 3 Performance. L-am împrumutat din nou de la drivetesla.ro și deloc întâmplător suntem pe circuitul Academiei TT Hour. Am făcut câteva ture cu mașina asta să văd dacă este într-adevăr atât de spectaculoasă pe cât se spune și cert e că mi s-a făcut rău la scurt timp după ce m-am suit în ea și am început să o calc. E o mașină foarte prietenoasă cu cel care o pilotează, da, pe circuit și este super puternică. 462 de cai putere pe care îi simți instant, la fel și cuplul de peste 600 Nm. Dar cât de tare este și cum se simte pe circuit, aflați în minutele următoare. Vreau să văd dacă mă dezamăgește Model 3 Performance și dacă vorbele alea sunt adevărate, cum că e mai tare decât un BMW M3. N-am un BMW M3, dar sunt în Model 3 Performance și am mers în BMW M3. Cartela și suntem gata de drum. Și ce e diferit față de teza lui George, de exemplu, aici la driving am track mode, pe care o să-l activăm îndată. Hai să plecăm de pe loc și să încerc să-mi dau seama de diferențele imediate față de Model 3-ul lui George. George are un Model 3 long range, dual motor. Două motoare avem și aici, doar că avem ceva mai mulți cai putere, 462 de cai putere. Poate că nu par mulți dacă îi compari cu M3, e o diferență destul de minoră, undeva la 420 de cai, dacă țin bine minte. Dar pe o mașină electrică, caii se simt cu totul diferit, mai ales cuplul, avem peste 600 Nm cuplu. Și l-am mers așa normal pe circuitul ăsta netted, mașina e destul de confortabilă, asfaltul este perfect, avem anvelope de 20 de inci, iarăși o diferență față de un Model 3 standard. Și da, se simte că suspensia e un pic mai tare și în felul ăsta și schimbările de direcție se fac mai rapid și mașina pare mai agilă. Însă iarăși o diferență, mașina asta face 100 în 3,4 secunde. Suntem pe linia dreaptă. Oprit complet. Și plecăm în 3, 2, 1. Uf, 100. Și hai că poate plecarea de pe loc nu e spectaculoasă. Eu am tot făcut plecări de pe loc cu Model S, Ludicrous, Model X și așa mai departe. Dar ce e spectaculos la mașina asta pe circuit și pare că a avut niște ore de antrenament pe circuit înainte să fie lansată pe piață, e modul în care ies din viraj și apoi frânele. Da, am aruncat la valiera, sper că nu s-a oprit. Hai să-mi fixez la valiera asta mai bine, ca sărit imediat și mie să nu se fie oprit înregistrarea. Hai să o punem aici, în bord sau nu știu unde să punem, nu știu, s-a oprit? Nu. Pune-o aici, te rog. Gata. Mersi, Laurențiu. Acum poți să mergi tare, da? Da, și acum aștept pe accelerație, aștept. Și în momentul în care mașina e aproape dreaptă. Vine să vomit un pic. Deci creierul meu nu e pregătit cu accelerațiile astea. Am avut mașină de curse cu raport greutate-putere de vreo 400 de cai putere pe tonă. Dar mașina asta o întrece. Gaz și am plecat. 100. Și cum frânează? Cum frânează? Ajută și frâna de motor? Dar și frânele supradimensionate. Ce-i drept, mașina asta cântărește peste 2 tone. Și atunci n-ai nevoie de frâne bune. Anvelopele sunt late. Dar da, mașina se simte mai agilă decât un Model 3 standard și da, poate că cele 2 tone tot caută exteriorul, dar pare să aibă aderență. Cele două motoare lucrează în tandem excepțional ca să-ți ofere cea mai bună aderență ori de câte ori e nevoie. Simt așa un gol în stomac, fantastic.
dar punem pe track mode. Și hai să vedem ce știe. Tăcăm și cana asta. Și deja spatele tinde să plece un pic. M-am albit. De la accelerațiile astea mi s-a făcut rău. De la frânări. Circuitul e scurt. De la schimbările astea de mase, simt un pic greutatea. Pun pariu că pe circuitul ăsta ar da multe bătăi de cap multor mașini cu cel puțin 200 de cai în plus. Deci felul în care iese din viraj, 632 de Nm cuplu, absimțiți instant. Și frânele par să nu obosească chiar atât de repede. În schimb, aud sistemul de răcire pentru baterii. Deci nu pot să merg tare cu mașina asta mult timp. Efectiv, mi se face rău. Hai să setăm și un timp pe circuitul ăsta. Să ținem minte pentru istorie. Bun. Venim în parabolică și pregătesc mașina pentru accelerația de pe drumul drept. Și începem timpul de acum. Răbdare și gaz. Gaz, gaz, gaz. Frână tare, 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 tare. Că a ținut destul de bine. Frânăm tare, tare, tare și târziu. Stai că nu simt că subvirează deranjant. Adică simt că pot lucra destul de mult cu volanul ca să-i setez traiectoria pentru Apex. Frânăm. Și aici, asta e un viraj spectaculos. Asta e un viraj spectaculos pentru că îl pot lua cu 85 de km pe oră constant. Și închid aici un pic și acum simt spatele că pleacă. Și stop. Nu știu timpul, o să-l punem la montaj, dar nu mai pot să mai merg un timp așa, am transpirat și mi se face rău. Efectiv, na, suntem pe un circuit destul de scurt care are aproximativ un kilometru și sunt multe accelerez, frânez brusc, accelerez, frânez brusc. Și stomacul meu. Dar da, este o mașină absolut spectaculoasă pe circuit și nu mă așteptam. Și am făcut multe ture, deci sunt de vreo 25 de minute pe circuit și am făcut constant treaba asta și mașina n-a dat semne că obosește foarte repede, mai ales pe frânare. Bine, cei drept nici vitezele nu sunt foarte mari de la care fac frânarea, dar tot am apăsat pe frână brusc și tare. E destul de neutră, adică nu simt că ar vrea să supravireze excesiv, dar poți să faci drifturi cu ea dacă vrei, dar e mai tare decât BMW M3. M3 BMW e mai fun, e mai hooligan, poți să faci drifturi cu ea, poți să faci diverse chestii. Da, dacă nu vrei să mergi ca un hooligan, mașina asta e ceva mai permisivă din punctul ăsta de vedere, pentru că ai destul de multă tehnologie. Track mode limitează cât de puternic să intervină controlul tracțiunii, dar m-a făcut să pare rău. Într-adevăr, nu e mașină cu care să ataci viteză în coastă, dar dacă vrei să te duci la un Rotax sau să mergi ceva mai tare pe un circuit din când în când ca să te distrezi, e genul de mașină cu care poți să faci asta. Și am oprit track mode și în momentul ăsta mai am 280 de km autonomie să pot să ajung la Brașov liniștit de la Crevedia după ce am mers cu ea pe circuit. Am făcut ceva ture și da, e impresionant. Da, trebuie să mă liniștesc un pic, m-a luat amețeala foarte